Cocoșul și nevăstuica. Pe când cocoșul cânta plin de foc în o gradă, nevăstuica tiptil, tiptil se duse până în spatele lui. Ce frumos știi tu să cânți, lăudă. Dar eu cunosc alt cocoș care știe să cânte și stând într-un picior. Dar ce crezi, că eu nu pot? Că numai el poate? Dar cocoșul cel încrezut făcu și el la fel. Dar celălalt ține și ochii închiși în timpul acesta. Și eu pot să cânt cu ochii închiși. Uite-te la mine, spuse cocoșul. Își închise ochii și cântă cu ochii închiși. Atunci nevăstuica sări asupra lui și îl trase în pădure pentru ca să-l poată mânca acolo, nestingherită, spunând că e încrezut și râse de el. Dar cocoșul se oțărâ la ea. Pe tine nu te-a învățat nimeni că înainte de masă trebuie să-ți spui rugăciunea? Iar nevăstuica, pentru ca să-și facă cruce, a trebuit să-i dea drumul cocoșului, iar cocoșul sprinten bătu odată din aripi și se sui într-un copac, la care nevăstuica luă o frunză și se prefăcu a citi de parcă era o scrisoare. Asta este scrisoarea împăratului, mormăia întorcându-se spre cocoș. Dar aici nu înțeleg unul din cuvinte. Ajută-mă, căci tu ești așa de deștept. Cu plăcere, dar cred că o voi face puțin mai târziu, pentru că văd că se apropie vânătorii. Sunt curios, ce vor? Pe cine caută de-au atâția copoi cu ei? Spuse cocoșul. Nevăstuica, auzindu-l, o luă la fugă de rupea pământul, iar cocoșul cel viclean se întoarse înapoi în ogradă. De atunci, nu mai cântă stând într-un picior și cu ochii închiși. Vorba proverbului: păzește-te, că și Dumnezeu te păzește.